Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența într-un număr atât de mare astăzi aici. Numele meu este Valentin Miron, sunt vicepreședinte al Fundației Naționale Tinerilor Manageri și manager de proiect în cadrul acestui proiect. Să spunem că suntem gazda dumneavoastră în această dimineață. Înainte de a trece la lucrările practice ale conferinței, aș dori să rog posesorul autoturismului Brașov 12, Zaharia Miron Y, să ducă la mașină, pentru că am înțeles că trebuie să mai elibereze acolo, e o problemă tehnică. Da? Reiterez numărul Brașov 12 ZMY. Da, se pare că nu e de la noi. Bun. Probabil că ați urmărit câteva secvențe din filmul de mai devreme. Filmul de mai devreme este aparent n-are nicio legătură cu turismul. Este despre antreprenori, despre modul în care se fac afaceri în lumea civilizată, despre putere de muncă, despre tradiții, despre voință, despre nopți nedormite și iată că ne apropiem ușor, ușor de ceea ce știm cu toții. Pentru că și eu fac afaceri asta cu fundația, e o chestie mai mult de statut social, de reprezentare. Și eu fac afaceri din 89 de ani, imediat după Revoluție. Și știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă ca nopți nedormite, știu ce înseamnă ca muncă, știu ce înseamnă ca stres, știu ce înseamnă ca realizare, știu ce înseamnă ca bucurie. Deci împărtășim aceleași valori. Cred că nu există nimic mai impresionant în toată povestea asta cu pensiunile decât tradiție și valorile, și în ultimul rând valorile creștine, și pe care încercăm, și valorile culturale pe care încercăm să le prezervăm și să le prezentăm turiștilor, pe lângă frumusețile naturii. Eu apreciez din tot sufletul ceea ce faceți dumneavoastră. Să spunem, din acest respect, din această apreciere, am reușit să scriem un proiect împreună cu doamna Stoian, domnul profesor Universitatea Stoian. Domnul Comșa, vă rog frumos, poftiți la prezidiu, vă rog foarte mult. Împreună cu Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural și împreună cu partenerii din Spania, de la Asociația Tinerilor Agricultori, am reușit să scriem acest proiect bazându-ne pe respectul pentru cei care au încercat să facă ceva în domeniul turismului de pensiune. Bazându-ne pe admirația față de munca dumneavoastră și față de modul în care înțelegeți să păstrați tradițiile românești și, nu în ultimul rând, valorile internaționale. Acest proiect este un proiect cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane și are drept scop crearea unei comunități de
institui de pensiune și de manageri și de viitori întreprinzători în acest domeniu, care, având la bază acest set de principii și valori comune, să reușească să împărtășească niște informații, să primească consultanță, să primească promovare. O să vă explice colegii mei cam în ce constă proiectul. Noi ne-am gândit că, în primul rând, este necesar partea de promovare. Știm că sunt foarte multe alte probleme. Deci proiectul nu își propune să rezolve problemele de infrastructură, drumuri și așa mai departe. Dar cred că, împreună, prin această comunitate, dacă reușim cât de cât să o sudăm, o să găsim soluții care depășesc problemele, chiar și problemele astea grave de infrastructură. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Am să dau cuvântul invitațiilor. Mi-am luat și țuică. Gazda noastră alături de noi astăzi, domnul primar Clinciu Nicolae, primar al localității care ne găzduiește. Domnul primar, vă rog frumos să răspundeți câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, stimați participanți, pentru început, vă rog să-mi permiteți să vă adresez tuturor un bun venit la Oeciu, în acest complex turistic de prim rang la nivel local, județean și național. Mă bucur că organizatorii au ales drept locație pentru această conferință regională Oeciu, pentru că în urmă cu 20 de ani la Oeciu s-a pus bazele agroturismului românesc. Grație inițiativei și eforturilor deosebite întreprinse de o inimoasă profesoară alături de mine, de doamna Stoian, Ioana Stoian, împreună cu domnișoara Marilena Stoian, fiica dânsă. Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența într-un număr atât de mare astăzi aici. Numele meu este Valentin Miron, sunt vicepreședinte al Fundației Naționale Tinerilor Manageri și manager de proiect în cadrul acestui proiect. Să spunem că suntem gazda dumneavoastră în această dimineață. Înainte de a trece la lucrările practice ale conferinței, aș dori să rog posesorul autoturismului Brașov 12, Zaharia Miron Y, să ducă la mașină, pentru că am înțeles că trebuie să mai elibereze acolo, e o problemă tehnică. Da? Reiterez numărul Brașov 12 ZMY. Da, se pare că nu e de la noi. Bun. Probabil că ați urmărit câteva secvențe din filmul de mai devreme. Filmul de mai devreme este aparent n-are nicio legătură cu turismul. Este despre antreprenori, despre modul în care se fac afaceri în lumea civilizată, despre putere de muncă, despre tradiții, despre voință, despre nopți nedormite și iată că ne apropiem ușor, ușor de ceea ce știm cu toții. Pentru că și eu fac afaceri asta cu fundația, e o chestie mai mult de statut social, de reprezentare. Și eu fac afaceri din 89 de noi, imediat după Revoluție. Și știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă ca nopți nedormite,
știu ce înseamnă ca muncă, știu ce înseamnă ca stres, știu ce înseamnă ca realizare, știu ce înseamnă ca bucurie. Deci împărtășim aceleași valori. Cred că nu există nimic mai impresionant în toată povestea asta cu pensiunile decât tradiție și valorile, și în ultimul rând valorile creștine, și pe care încercăm, și valorile culturale pe care încercăm să le prezervăm și să le prezentăm turiștilor, pe lângă frumusețile naturii. Eu apreciez din tot sufletul ceea ce faceți dumneavoastră. Să spunem, din acest respect, din această apreciere, am reușit să scriem un proiect împreună cu doamna Stoian, domnul profesor Universitatea Stoian. Domnul Comșa, vă rog frumos, poftiți la prezidiu, vă rog foarte mult. Împreună cu Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural și împreună cu partenerii din Spania, de la Asociația Tinerilor Agricultori, am reușit să scriem acest proiect, bazându-ne pe respectul pentru cei care au încercat să facă ceva în domeniul turismului de pensiune. Bazându-ne pe admirația față de munca dumneavoastră și față de modul în care înțelegeți să păstrați tradițiile românești și, nu în ultimul rând, valorile internaționale. Acest proiect este un proiect cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane și are drept scop crearea unei comunități de antreprenori în domeniul turismului de pensiune și de manageri și de viitori întreprinzători în acest domeniu, care, având la bază acest set de principii și valori comune, să reușească să împărtășească niște informații, să primească consultanță, să primească promovare. O să vă explice colegii mei cam în ce constă proiectul. Noi ne-am gândit că, în primul rând, este necesar partea de promovare. Știm că sunt foarte multe alte probleme. Deci proiectul nu își propune să rezolve problemele de infrastructură, drumuri și așa mai departe. Dar cred că, împreună, prin această comunitate, dacă reușim cât de cât să o sudăm, o să găsim soluții care depășesc problemele, chiar și problemele astea grave de infrastructură. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Am să dau cuvântul invitațiilor. Mi-am luat și țuică. Gazda noastră alături de noi astăzi, domnul primar Clinciu Nicolae, primar al localității care ne găzduiește. Domnul primar, vă rog frumos să răspundeți câteva cuvinte. Doamnelor și domnilor, stimați participanți! Pentru început, vă rog să-mi permiteți să vă adresez tuturor un bun venit la Moeciu, în acest complex turistic de prim rang la nivel local, județean și național. Mă bucur că organizatorii au ales drept locație pentru această conferință regională Moeciu, pentru că în urmă cu 20 de ani la Moeciu, s-a pus bazele agroturismului românesc. Grație inițiativei și eforturilor deosebite întreprinse de o inimoasă profesoară alături de mine, de doamna Stoian, Ioana Stoian, împreună cu domnișoara Marilena Stoian, fiica dânsă. Iată că din 91 până în prezent, în acest 20 de ani, Moeciu, cât și alte localități din județ și din țară,
au căpătat o dezvoltare explozivă tocmai datorită turismului. Felicit organizatorii, inițiatorii acestui proiect și sper că prin implementarea acestui proiect, alături de alte proiecte ce se derulează la nivel local, județean și național, se va ridica ștacheta întregii activități turistice ce se desfășoară pe raza localităților noastre. Tuturor vă doresc succes în derularea acestui important proiect și m-aș bucura ca la finalizarea lui să ne întâlnim în aceeași frumoasă formație și să raportăm și să ne lăudăm că am reușit să dezvoltăm niște zone frumoase în România cu niște servicii de înaltă calitate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule primar, mulțumim pentru ospitalitatea dumneavoastră. Vă spuneam mai devreme că acest proiect este implementat de Fundația Națională a Tinerilor MNG în colaborare cu ANTREC România și cu ASAHA din Spania. Fundația Națională a Tinerilor MNG are o istorie, să spunem, destul de bună, fiind înființată undeva în 1997 de către un grup de tineri absolvenți la vremea respectivă al unui program de management, unui program post-universitar de management, de la Master of Management. Vorbeam la momentul respectiv despre păstrarea acelorași principii, așa cum vorbim și astăzi, și credem că am reușit să ne abatem de la acest drum. Principii de moralitate, de fair play, respectarea valorilor și integrarea valorilor românești în circuitul valorilor internaționale. Alături de noi, în această întreprindere, se află Asociația Națională pentru Turism Rural, Ecologic și Cultural din România. Aș dori să dau cuvântul în continuare domnului președinte Emil Comșa, președinte al ANTREC România. Vă mulțumesc pentru onoarea de a fi prezenți aici, alături de rămeni, de cei care au pus bazele turismului rural în România. Am reușit să aducem și din județul Alba viitor tineri manageri pe care sperăm să îi vedem peste câțiva ani tineri proprietari cu activități extraordinare și în urma parcurgerii activităților din acest proiect. Doresc succes tuturor celor care participă astăzi și colegilor noștri parteneri în proiectul Întreprinzători în Turism Pensiuni în România. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! De asemenea, tot din partea ANTREC, doamna președinte fondator, Maria Marlena Stoian. Bun găsit! Vă mulțumesc și eu că ați venit la acest eveniment care marchează începutul unui parteneriat de succes cu Fundația Tinerilor Manageri și cu Asociația din Spania. Turismul rural, cum spunea și domnul primar, s-a început să dezvolte de 20 de ani. Este adevărat că aici la Moiciu am pus bazele ANTREC-ului și mă bucur că astăzi în sală este și doamna Elisabeta Rais, doamna Iudico Lazro, care au fost din acei ani inițiatoarele alături de un grup de entuziaști ai ANTREC-ului. Cu
Uitați că în acești ani ne-am dezvoltat foarte mult, s-a format o rețea națională și ne-am dat seama în ultimii ani că nu este suficient, după cum știți și dumneavoastră, să avem niște pensiuni frumoase, care sunt amplasate în niște zone extraordinare, fiecare zonă cu atracțiile ei, este nevoie de mai mult, este nevoie de o specializare, de niște servicii de calitate adaptate cerințelor turiștilor din anul 2011 și este nevoie de foarte, foarte, foarte multă promovare. Și cred că prin acest proiect vom reuși să depășim greutățile de până acum și să facem ca pensiunile noastre să aibă, sau celor care vor avea pensiuni, să fie niște pensiuni de succes cu mulți turiști mulțumiți. Cred că această combinație, să spunem, între FNTM cu dânsii, având foarte multă expertiză în partea de derulare de proiecte, proiecte de finanțare, cum să fie o afacere de succes, cum se va prezenta și astăzi, împreună cu Antrei, cu ce avem noi expertiză în partea de turism rural românesc și cu expertiza europeană pe care o aduce asociația din Spania, cred că este o formulă de succes în toate ingredientele, ca pensiunile dumneavoastră să fie și ele de succes. Mulțumesc mult că ați venit și sunt convinsă că la sfârșitul zilei fiecare va pleca cu ceva în plus, cu dorința de a învăța mai mult și așteptăm și de la dumneavoastră impresii și opinii să vedem ce ați dorit și cum credeți că putem ca împreună să facem ca acest proiect să nu fie finalizat doar pe hârtie, ci să avem cu toții ceva de învățat și să ne gândim la sfârșitul proiectului ce putem să mai facem împreună. Mai bine și mulțumim foarte mult Fundației Naționale a Tinerilor Manager pentru această colaborare. Mulțumim și de doamnă profesor universitar doctor Marlena Stoian pentru cuvintele frumoase. Aș dori să dau în continuare cuvântul reprezentantei Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, doamna Diana Foriș, expert în cadrul Ministerului. Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur să am avut pe dumneavoastră, în mijlocul vostru. În același timp, sunt foarte, foarte bucuroasă să vă regăsesc, să vă reîntâlnesc pe mulți dintre dumneavoastră, cei pe care vă cunosc și cu care lucrez și colaborez de peste 10 ani. Sper că bine. În același timp, am aruncat o privire asupra obiectivelor acestui proiect. N-am putut să nu mă uit și să observ că ideea este de a învăța cum se conduce o afacere în turism. Și ideea este foarte bună, dar eu aș vrea să reintru un rol și să spun că în primul și în primul rând trebuie să funcționăm legal ca să putem conduce o afacere în turism. Și noutățile și să vă reamintesc celor care știți sau să vă spun celor care nu știți că sistemul nou de funcționare legală, da, se referă la sistemul de autoclasificare al pensiunilor turistice începând din anul 2010 în baza declarației standardizate eliberate pe propria răspundere la fiecare an. Fim foarte, foarte sigur pe ceea ce declarăm pe propria răspundere și nu în ultimul rând, observând intențiile acestui proiect de a implementa în cadrul pensiunilor a unui sistem, da? De comunicare și a unor instrumente electronice pe sistemul acesta de învățare e-learning sau respectiv al portalului de turism, aș vrea să vă informez
că în noile norme ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului privind clasificarea pensiunilor, unul dintre noile criterii introduse prin Ordinul 1051 din 2011 se referă la obligativitatea pensiunilor de a deține un site, da, al structurii de primire turistice și în același timp a informațiilor privind numărul certificatului de clasificare, datelor de privind locația și alte astfel de informații și în același timp da o adresă electronică. Deci vedeți că și noi am venit cu noutăți în ceea ce înseamnă acest sistem de comunicare. De aceea doresc să urez succes acestui proiect. Sper să-l vedem peste 2 ani, pentru că am observat că durează 2 ani de zile, da? Funcționând, să vedem un portal al pensiunilor în România, ceea ce va duce clar la creșterea fluxului de turiști și sperăm a fluxului de turiști străini. În primul rând, acolo vrem să te ducem. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă, mulți și noi. Haideți să vedem, de fapt, cu ce se mănâncă acest proiect. Am să rog pe colega mea, domnișoara Laura Popa, să ne prezinte în câteva cuvinte care sunt obiectivele acestui proiect, care sunt activitățile și cam ce rezultate dorim să obținem la sfârșitul proiectului. Bună ziua, mulțumesc! După cum bine știți și ați aflat, bănuiesc de pe site și de la consultanții noștri cu care ați avut legătură, proiectul nostru întreprinzător în turism pensiuni în România este un proiect național strategic, un proiect dedicat tuturor județelor țării și este structurat pe cele 8 regiuni de dezvoltare. Astfel, pentru fiecare regiune avem câte 2 consultanți regionali și câte un birou regional. La dumneavoastră, pentru regiunea centru, județele Alba, Brașov, Sibiu, Mureș, Harghita și Covasna, biroul regional este la Bran, iar consultanții noștri sunt domnișoara Ioana Doriță, din partea întreg, și domnul Peter Bala, din partea TNTM. Bănuiesc că toți știți site-ul proiectului, întreprinzătorturism.ro. Foarte mulți dintre dumneavoastră v-ați înscris în acest eveniment și în proiectul intermediul site-ului și vă mulțumim. În special din Harghita și Covasna, m-am foarte mult înscris pe site. Aceasta e și știința noastră în viitor, pentru că este un proiect care se bazează în mare măsură și pe învățământul online și pe portalurile electronice. Deci, după ținta al proiectului, este întreprinzător în sectorul turistic și manager de pensiuni, dar și persoane care doresc să inițieze o activitate turistică. Proiectul a debutat în februarie anul acesta și se va întinde până în ianuarie 2013. După cum vedeți, și vi s-a amintit în debut, FNTM este liderul de proiect, solicitantul, alături de partenerii naționali întreg și spaniola SAHA, cu experiență toți trei partenerii de peste 15 ani. În această sesiune, ulterior, din partea partenerului spaniol, doamna Adoración Blanque Perez va împărtăși niște bune practici din zona Almeria, Spania. Și în al doilea calup al conferinței, din partea ANTREG, vom avea ca vorbitor pe doamna Marilena Stoian Vișan. Mioara, am structurat proiectul pe mai multe componente. Pentru mai multe detalii suplimentare, vă rugăm să-i consultați pe cei 2 consultanți regionali sau site-ul proiectului. O primă componentă majoră este cea în care ne aflăm astăzi de aici, componenta de promovare și motivare. Ne aflăm într-un șir de 7 conferințe naționale, avem a șasea conferință și mai avem una în cursul acestei săptămâni la București, încheie cu a șaptea conferință. Până acum am întâlnit peste 1100 de beneficiari la Constanța, Gura Comorului, Cluj, Drobeta și Reșița. Până la finalul lunii iunie avem
ținta de a atinge peste 1500 de potențiali beneficiari, care sperăm să rămână alături de noi în acest proiect. O componentă frumoasă și importantă a acestui proiect este cea de cercetare. Pe perioada unui an de zile avem o echipă de marketing care derulează niște studii de piață, realizează cercetarea atât cu operatori, cât și cu consumatori de servicii turistice. Echipa de marketing va avea discuții și interviuri cu peste 10.000 de turiști, atât români cât și străini, dar și cu manageri de pensiuni. Vreau să vă spun că cei din echipa de marketing sunt astăzi alături de noi și vă mulțumesc celor care ați discutat cu ei în cursul dimineții. Și vă rog, dacă aveți o pensiune sau doriți să inițiați o pensiune, să nu ezitați să discutați cu lor, cu ei. Este o cercetare importantă la nivel național și la finalul, în ianuarie 2012, vom avea și o broșură despre direcțiile pensiunii în România. Componenta de consultanță. După cum v-am amintit, Peter Bala și Ioana Dumită sunt consultanții noștri. Vă rugăm să nu ezitați să-i contactați. Prin intermediul telefonului, e-mailului sau la birou regional, ei vă pot îndruma, realizarea unui plan de afaceri, la mecile de finanțare. Dacă nu au calificările pe toate domeniile de interes, există un proiect expert, o să aveți șase alături de noi și profesori pe finanțele europene, pe plan de afacere, așa că nu ezitați să-i contactați. Dacă este o problemă care deja a fost rezolvată în alte regiuni a țării, e bine să știți să beneficiați de rezultate și soluții. Vreau să mai spun că o să avem și mini bibliotecă la Branc și sunteți invitați să preluați oricând cărți de management de acolo. Componenta de la care a pornit acest proiect, ideea, este cea de comasare a pensiunilor într-un portal online și într-un catalog al pensiunilor la nivel național. Astfel, în luna iunie, vom lansa portalul de turism cazare la pensiune.ro. Aici vă invităm să vă postați descrierea pensiunii și imagini și filme despre pensiune, dar și afaceri conexe pensiunilor. În partea a doua acestui eveniment, echipa de marketing va prezenta structura portalului și modul de utilizare. Și după cum v-am spus, în cazul proiectului vom realiza și un catalog cu pensiunile la nivel național, așa că nu ezitați să contactați consultanții și să vă transmite datele către dumneavoastră. Vreau să menționez programul de schimb de experiență în Spania. Anul viitor, pentru participanții la conferință și la e-learning, dintre dumneavoastră se vor alege 100 de beneficiari care vor vizita, în cadrul a 5 schimburi de experiență, pensiuni și afaceri din Almeria și din nordul Spaniei. Și în ultimul rând, programul de educație și consultanță online. Acest program va debuta în luna februarie 2012. Vom lansa invitația de înscriere undeva în septembrie-octombrie acestui an, pe bază de scrisoare de intenție și curriculum vitae. Programul se desfășoară pe 9 luni în sistem online, pe site-ul proiectului întreprinzătorturism.ro. Vom avea module de curs, management financiar, IPNC, marketing și promovare, bazele turismului, dar și un modul de plan de afacere și cerere de finanțare. Azi alături de noi, chiar în finalul conferinței, este Radu Limpe, unul dintre profesorii modulului de plan de afacere și cerere de finanțare, care va împărtăși din experiența lui și ce anume a mai rămas și se poate cofinanța pe PNDR și pe alte programe operaționale. Un alt profesor de modulul de bază management turistic este doamna Marilena Stoian de la Întreg. Deci programul se va structura pe module de curs, pachete de învățare, teste online și, în final, dorim de la fiecare cursant, ca fiecare cursant să aplice, să realizeze un proiect practic, un proiect practic a afacerii dumnealui sau dezvoltării pensiunii dumnealui. Vreau să vă menționez că pe alte proiecte paralele derulate în această perioadă de către PNTM, Rural Manager și Antreprenor, avem deja beneficiari care au depus proiecte și au și fost cofinanțate pe perioada de implementare. Astfel, Rural Manager a fost un proiect dedicat și regiunii dumneavoastră și
vă mulțumim celor, pe cel rural manager care se stază alături de noi. Și Rural Antreprenor este un proiect care se rulează până 2012, un proiect dedicat la întreprinzătorul din mediul rural, din 5 regiuni ale țării, dar nu regiunea centru. Vă mulțumesc frumos și sperăm să aveți parte de multe beneficii alături de noi în acest proiect. Mulțumesc frumos! Nu în ultimul rând, aș dori să mă amintesc că vi s-au mânat la intrare niște formulare de registrare pe care vă rugăm să le completați și să le predați la una dintre pauze și de asemenea, în mapă, aveți niște formulare de evaluare a acestui eveniment. Vă mulțumesc frumos! Și acum, din partea ASAHA, Spania, doamna Adoración Branquete este alături de noi și va discuta despre afacerile de succes din Spania. Beneficiul proiectului, reprezintă catalogul
cu pensiuni. Încă o dată, acest catalog va fi realizat în 10.000 de exemplare, în limba română și limba engleză, și va fi distribuit în toată lumea. Prin intermediul ambasadorului, prin intermediul biroului oficiilor, oficii, parcă să nu spun, ale biroului care administră culturismului din lume. Biroul de promovare, da, mulțumesc. Ăsta e cel de-al doilea rezultat foarte important. Prin intermediul consultanților regionali, care o să vă ajute și să realizăm niște poze frumoase și să selectăm pensiunile frumoase și cu cele mai multe activități de agrement asociate care să fie promovate acolo. Un alt element important și cred că e cel mai important este realizarea acestui networking, să spunem, acestei rețele și acestei comunități de manageri de pensiune și de întreprinzători în turism. Pentru că poate mulți dintre dumneavoastră se vor lovi de o anumită problemă care și-a găsit rezolvarea undeva la noastră. Un alt manager de pensiune, un alt proprietar de pensiune s-a lovit acum un an, doi, trei, de o anumită problemă pe care a rezolvat-o. Prin intermediul nostru și prin intermediul acestui proiect și a rețelei care se formează, putem folosi cunoștințele omului de la Vaslui sau de la București sau de la Constanța sau de la Dumnezeu știe de unde. De asemenea, în cadrul aceluiași portal va fi o secțiune de legislație. Sub secțiunea de legislație vom avea și o secțiune de întrebări și răspunsuri, în fel de forum, unde dumneavoastră puteți adresa întrebări pe probleme legislative și fie consultații, fie cu cunoștința Ministerului, dăm răspunsuri în așa fel încât fiecare să știe ce are de făcut. Știu că sunt multe probleme, legislația s-a mai schimbat, se mai și schimbă, este chiar în curs de schimbare, vor mai apărea semne de întrebare. Pe acel portal veți găsi răspunsuri. De asemenea, foarte important și cu asta închei, este programul de formare, de e-learning. Aveți materiale în mapă, o să încerc să nu insist foarte mult pe acest program. Nu știu dacă ați văzut în filmul de azi dimineață, e important să fii flexibil și să vrei tot timpul să înveți. Asta e o componentă cheie a succesului. De cele mai multe ori, și vă spun din experiență, de cele mai multe ori nu poți să treci un anumit prag. Și mă refer aici, nu poți să treci de o barieră de 500.000, de milion sau de 10 milioane. Dacă nu, pui mâna pe carte. Indiferent sub ce formă, că te duci la școală, că mai faci un masterat în management, că mai faci un doctorat sau așa și mai departe, nu se poate. Nu poți să treci. Vă spun din experiență, eu am făcut acest program de masterat în management, după ce durează o perioadă și aveam afaceri proprii și totuși am realizat, deși am început într-o joacă, am realizat că informațiile pe care le-am strâns pe parcursul a 2 ani cât a durat acel program, mi-au fost extraordinar de utile. Și am făcut bani mai ușor și mai repede. Programul ăsta de e-learning își propune să vă familiarizeze cu noțiuni și mai, să spunem, mai de bază și concepte de bază, dar și concepte un pic mai sofisticate, totuși folosind caracterul aplicativ de care vorbeam mai devreme. Deci o să vedeți că aveți exemple, aveți exerciții, aveți, este foarte interactivă platforma de e-learning. Veți găsi acolo instrumente care să vă ajute. Și ăsta nu sunt povești, că toată lumea s-a săturat de cursuri formale și cer scuze pentru umor, care didactice, dar știm foarte bine că multe cursuri sunt, de fapt, niște prelegeri, concepte și așa mai departe și de cele mai multe fără o aplicabilitate. Nu este cazul cu multe persoane pe care eu personal știu aici în sală, dar ceea ce se dorește acest program de e-learning este un curs practic aplicativ, dinamic, interactiv, care să o folosească în munca de zi. Cam astea sunt beneficiile proiectului. Bine, mai vizita în Spania, dar în Spania mă puteți duce și singuri, chiar dacă nu vă calificați pentru proiect, dar
Avem și această vizită în Spania, să facem un schimb de experiență acolo, 100 de manageri de pensiune, să proprietari de pensiune din România, vor fi selectați pentru acest schimb de experiență. Aș dori să dau în continuare cuvântul colegului meu, domnul Ștefan Pănăzan, de asemenea vicepreședinte al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri și managerul componentei de tehnologie a informației. Dumnealui coordonează echipa care face portalul. Haideți să vedem cum se introduc informații în acest portal, să luăm un prim contact cu ce înseamnă portalul și cum se folosește el. Ștefan? Nu era numărul 4? Bună ziua! O să încerc să vă prezint pe scurt valențele și obiectivele pe care le dorim noi cu acest portal. Așa cum spunea și colegul meu, dorim ca acest portal să vină în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră reale. Primul obiectiv pe care vrem să-l atingem este vizibilitatea sporită în internet. Pentru că acest portal se adresează exclusiv managerilor și pensiunilor, promovarea pe internet, care va fi făcut într-un mod, aș spune la un moment dat, agresiv, va aduce o vizibilitate sporită. Noi sperăm, să zicem că suntem și aproape siguri, pe prima pagină, pentru mai multe cuvinte de căutare, pe prima pagină. Ce scuze, profesor. Ideea este că foarte mulți dintre dumneavoastră sunt familiarizați cu, sau probabil ați auzit, de booking.com. Da? E un site de rezervări foarte mare, în care sunt enorm de multe hoteluri din toată lumea. Încercăm să facem din acest portal să devină un booking.com românesc. Să avem cât mai multe, dacă se poate, toate pensiunile din România. Să le punem la acest portal. Într-un interval de timp record, că eu până la oameni și un pic până la sfârșitul programului, să vedem cât mai multe pensiuni. Mulțumesc! O precizare, informația despre pensiunile dumneavoastră, din momentul în care va fi perfect funcțională și testată secțiunea care vă privește direct, va fi pe internet, așa cum a spus și colegul meu. Acolo turistul va găsi informații despre pensiunea dumneavoastră, este cu informațiile complete. Practic, prezența dumneavoastră pe internet se va realiza, eu știu, pe undeva la, deci poate fi ok, undeva pe la jumătatea lunii august. Noi presupunem că va fi vizibil și în internet, pe Google, veți fi găsiți la un moment dat. Problema este că promovarea agresivă va veni puțin mai târziu. Bun. Al doilea obiectiv pe care îl vizăm cu acest portal este ușurința în operare. Vom încerca și deja suntem în faza avansată de lucru, să vedeți imediat, ca modalitatea în care introduceți informațiile și le apătați, le actualizați pe pensiunea dumneavoastră să fie cât mai ușoară cu putință, cât mai simplu și să vă dea cât mai puține dureri de cap. Al treilea obiectiv, iar foarte important, este calitatea informației. Consultanții noștri regionali sunt aici să vă ajute să obțineți această calitate și ar fi bine să apelați la ei. Oricum, ideea este că dacă un utilizator devine dependent de acest portal, este special pe baza calității. De asta ținem la calitatea informației. Această informație o să fie monitorizată de către administratorii noștri,
și o să încercăm să facem cât mai vizibile pe internet. Un alt obiectiv este permanenta consultanță și asistență oferită de către consultanți. Nu ezitați să-i întrebați, să le cereți sfaturi atunci când vreți să acătați informația sau să puneți informația pe site. Nu în ultimul rând, portalul va pune la dispoziție toate uneltele necesare managerul de pensiune, inclusiv un modul prin care managerul de pensiune își poate ține online, e adevărat, își poate ține toată gestiunea rezervărilor pe care le face. Fie că sunt ale lui, fie că sunt venite prin portal. O să vedeți mai târziu și modalități interesante de a comunica locația pensiunii dumneavoastră către echipamentele mobile, telefoane mobile, care folosesc cărți și așa departe. Câte ceva din structura acestui portal. Știri și evenimente, obiective turistice, tradiții și obicei, termeni și conferințe, legislație în turism. Asta este un meniu și este o parte din portal care vine în întâmpinarea nevoii de informație și nevoii de, dacă vreți, de autenticitate a informației din portal pentru utilizatorul final. O altă parte este contul de turist. Practic, orice utilizator care accesează portalul poate vedea informațiile, dacă însă vrea să facă și comentarii asupra pensiunii noastre, trebuie să-și creeze în mod foarte simplu și eficient un cont de turist. Ce vă interesează de dumneavoastră însă este contul de pensiune. O a doua caracteristică foarte importantă a portalului este că se adresează turiștilor mai multe ani. Deci, în momentul ăsta, suportul este pentru română și engleză. O să vă arăt mai târziu cum funcționează. Sarcina traducerii cade în grada dumneavoastră, ca să zic așa. Însă, în momentul ăsta, există suport pentru română și engleză și el este plecat să accepte oricât de multe limbi. Rămâne de văzut, în măsura câte ce rămâne de văzut câte cere sunt și câte eu știu câte nevoie este pentru celelalte limbi. Administratorul nostru va colecta orice fel de feedback de la dumneavoastră și în momentul în care va fi necesar, vom introduce și alte limbi. O să intervin două secunde. În cazul cercetării de piață avem o cercetare cantitativă și calitativă cu turiști străini. În funcție de răspunsurile pe care le primim la această cercetare cantitativă și calitativă, avem și interviuri semi-structurate și interviuri aprofundate și chestionare online cu momentul predefinit. Vom stabili exact după numărul respondenților și după numărul celor interesați care provin din diverse țări ale lumii, vom stabili exact câte limbi, în câte limbi o să traducem și care sunt acestea. De principiu o să fie, probabil o să mai fie franceză germană. Aproape sigur, dar până nu se termină rezultatele cercetării, n-am de unde să știu exact câte module și câte sări. După asta vedem și proiectăm, dar ele pot fi atașate că sunt modulare și să realizează. De asta vă zic că mai durează toată povestea asta aproape unul sau poate chiar mai mult decât. Mulțumesc. Anticipând un pic o prezentare a unui coleg care se vine după pauză, vă pot spune că acest portal vizează și, sau dacă vreți,
vizează ca parte importantă turiștii străini. O să vedeți un pic mai târziu ca cum se realizează și această traducere și ce supun există pentru ea. Ok, un exemplu, știrile și evenimentele vor fi permanent actualizate de către consultanții noștri, adică să nu vă închipuiți ca acum va fi informație, nu știu, câteva luni care nu va fi actualizată și chiar încercăm să fie interesante, cu sinteză, analize, știți, informații locale, statistici și oportunități. Ca să nu uit de statistici, o să vedeți, important, pe contul dumneavoastră de pensiune, aveți posibilitatea, o să aveți posibilitatea să monitorizați ce s-a întâmplat în pensiunea noastră. Să fie acolo statistici și câteva grafice, dar asta nu este, este mai puțin important decât faptul că informația va fi valabilă și pentru legii mâini. Adică veți putea vedea această informație de natură statistică, inclusiv pe regiunea voastră. Deci ce se întâmplă, cum se întâmplă, de ce se întâmplă, putem încerca. Așa cum a subliniat colegul meu, legislația în turism, un subiect care este totuși de fierbinte, va conține legislație generală, specifică pe domeniul de interes. Acum, așa cum Valentin Milon a subliniat, noutățile legislative vor fi comentate, opinii, interpretări, spețe, informații care să vă ajute practic la activitatea, în activitatea pe care o desfășurați și care să vă ofere răspunsuri la îndemână, cu o căutare indexată rapidă și așa mai departe. Pentru turist, în momentul în care un utilizator accesează contul dumneavoastră de pensiune, pentru că l-a găsit pe internet, o să vedeți mai târziu și cum, va avea la dispoziție următoarele tipuri de informații despre pensiunea dumneavoastră pe care dumneavoastră le veți introduce. Nu știu dacă noi am ales la întâmplare niște pensiuni, fotografiilor cum o să fie așa, dar sper să nu fie proprietarul să suferi. Ok. Detalii despre pensiune. Descrie fotografii, filme, dacă aveți, și chiar aș vrea să vă atrag atenția că o mână pricepută de student poate realiza un film de mare efect, numai din câteva fotografii și o melodie interesantă, cu foarte puține resurse. Tarifele de casare, care o să conțină absolut toate combinațiile posibile de oferte pe care le puteți face. Aici am pus o cazare tip singur, tarife de cazare de tip închiriere integrală, grupuri. Deci puteți să le puneți pe toate aici, pe perioadă. Facilități. Aceste facilități vor fi foarte ușor accesate de către dumneavoastră și printr-o simplă privare. Atracții și articole de presă cu alte referințe externe despre pensiunea respectivă. Asta conține link-uri care către pagini de internet unde pensiunea noastră este prezentă, eventual pagina proprie. Localizare. Informațiile de localizare mi s-au părut nouă foarte importante. Modalități de transport, acces rutier, starea drumurilor, poziționare, coordonate GPS. Este suficient să introduceți coordonatele GPS ale pensiunii dumneavoastră, ele vor apărea în mod automat pe hartă. De asemenea, va exista un mic modul care va transmite poate de automat coordonatele noastre, telefonul noastră mobil sau oricărui dispozitiv de
localizare, astfel încât să vă găsiți drumul mai ușor. De fapt, turistul. Asta e utilă turistului. Da, îi prezint ce vede turistul. În momentul în care își face rezervarea, se poate conecta la telefon, așa că veți să-i transmită direct pe telefonul mobil, autorizată de GPS al rezervării. Se poate el să ajungă. Ok. Ofertele speciale, iarăși pot fi introduse pachetele pe care le doriți și pe care, care vor fi și ele promovate în mod automat de pe internet. Galeria foto, care conține fotografii și filme. Poate e util de amintit, nu știu, poate spus deja, care, indiferent de formă și de mărimea fișierilor pe care le aprobați. Cele de natură grafică. Cele de natură grafică, deci mă refer fie poze, fie filme, video de prezentare. Acestea se vor adapta automat la o dimensiune care să... Adică nu trebuie să vă faceți că nu e prea mare filmul și are 17 giga și nu poate fi abordat. El automat se transformă la o rezoluție care să poată fi accesată ușor de pe orice calculator. Adică, știu cât mai puține poate, ca nu să vă arăt. O altă secțiune este cea de comentarii despre pensiunea noastră. După cum vedeți, există și câteva criterii. Curățenie, calitatea serviciilor personal, confort și locație. Utilizatorul care s-a logat, deci care are cont de utilizator, poate face aceste comentarii. Comentariile însă vor fi monitorizate atent pentru a elimina ce este gunoiul. Desigur, nu putem elimina comentariile negative dacă e de sport, nici nu putem verifica. Poate exista dreptul la replică? Da. Nu mai e dreptul la replică, dar vor exista chestionare ca punctul. Chestionare care să verifice încrucișat dacă turistul respectiv care a scris domnule că nu l-a plăcut sau că e conform pătat sau că e mizerie în cameră, vor exista nu se va publica respectivul comentariu, pentru că nu primim de la acel turist un chestionar completat care să verifice încrucișat dacă ceea ce a afirmat în comentariu este adevărat sau nu. Deci numai atunci, dacă se validează respectiva, discutăm cu dumneavoastră la pensiune, dar de principiu acel comentariu va fi publicat. Criteriile pe care utilizatorul poate pifa atunci când caută o anume pensiune, un anume tip de pensiune, sunt cele pe care le arăt aici, localitate, clasificare, preț, număr camere sau număr locuri, facilități, poziție, zonă, acces. Deci, practic, el poate filtra căutarea după toate aceste criterii și va avea un număr de pensiuni la dispoziție. Ce este de remarcat este că vom încerca maxim posibil să nu favorizăm pe nimeni. Eu știu să zicem că vor fi cele cu A tot timpul, care cel 4 din primele. Nu? Deci, chiar dacă prezența în listă va fi cât se poate de aleatorii. Aș face un comentariu, avem în vedere, studiem inclusiv posibilitatea ca acele comentarii să fie analizate cu niște tooluri mai sofisticate, astfel încât să determinăm dacă sunt, nu știu, probleme cu comentariile. Contul de pensiune, ceea ce vă interesează. Înscrierea este foarte simplă, crearea unui cont pune doar câteva detalii, îți scrie un e-mail prin care veți confirma și asta e tot. Proprietarul de pensiune, proprietarul contului poate înscrie mai multe pensiuni, dacă are sau dacă manageriază mai multe pensiuni. Un
scrisă, o pensiune poate fi făcută inactivă, deci ea este, de fapt, este activă, poate fi inactivată, astfel încât ea nu mai apare pe internet, dacă doriți. Dacă îmi permiteți o întrebare, în momentul în care un utilizator înscrie o pensiune și, să spun, nu administrează el, există un control din partea administratorului site-ului, spre exemplu, al bana sau nu, pe utilizatorul respectiv, dacă comite o fraudă electronică, să zic. De exemplu, eu pot să mă înscriu cu numele unei pensiuni care nu o administrez și să, la un moment dat, să pretind o sumă de bani. Există controlul administratorului vis-a-vis de lucrul acesta? În prima fază, vor fi validate toate aceste înscrieri prin intermediul Camerei Regionale. Da. Pur și simplu, fie știe de dumneavoastră de dinainte, fie vine și vă întreabă, dumneata ai înscris pe cineva respectiv, deci există o coordonare temeinică la fața. Da. După ce se termină acest proiect, vom căuta ca în modulele respective să avem un model de protecție, pentru că deocamdată nu știm exact care este forma sau care mai există această protecție, dar evident ea trebuie să existe. După să vedem cine se întâmplă evaluați. Pe parcursul proiectului, deci cum mai durează în 2 ani de zile, avem verificare directă. Prin omul de la fața locului care vine și verifică dacă are doar acest lucru. Da. În orice caz, în ultimul, obiectivele majore ale proiectului este să promoveze, dacă vreți, ideea că cine nu are internet și proprietar de pensiune și nu folosește la maxim, practic nu există. Oricum, pensiunile cum spuneam, poate fi făcute active sau inactive, astfel încât să poată fi vizualizate sau nu de către utilizator. Așa arată o pagină în care se încarcă informațiile despre pensiune, datele de contact, datele fiscale. Telefonul este iarăși obligatoriu, după cum vedeți, tot ce este constant este structurator. Localizare și datele dintre pensiune. Datele despre pensiune. Pentru că, vedeți prima bifă de sus, nu vreau să adaug versiunea noastră pentru limba engleză, este bifa. Aici nu apare decât descrierea în română. Dacă te bifăm acolo sus, o să apară pe toată pagina descrierea în engleză și alte limbi. În momentul când introduc o pensiune în limba română, toate celelalte vor conține acest text în limba română. Rămânând ca în momentul în care doriți să traduceți respectivul text, să puteți să faceți în această pagină. Coordonatele GPS, cum vă spuneam, le puneți acolo și pagina pe care o vede turistul va fi poziționată automat. Facilitățile și toate celelalte informații pe care vrem le dată de ele. Iarăși, partea vizuală care descrie pensiunea dumneavoastră, puneți acolo imagine primară, asta este imaginea intregă a pensiunii dumneavoastră, restul imaginilor. Adăugarea este extrem de simplă, iar motorurile noastre de conversie vor face automat prezența creierului. Bineînțeles, dacă rezoluția inițială a fotografiei este slabă, se putea face mare lucru. Aici este pagina în care se adaugă tarifele. Iarăși puteți adăuga oricâte tarife pe parcursul timpului, de activați sau inactivați după dorință, editați printr-o simplă apăsare a zonei dacă o editează, editați toate informații, o actualizați foarte repede. Merge foarte repede atunci când deja aveți o grămadă de informații introduse aici. Atracții.
magazine, cu fotografii. Tot ceea ce, toate meniurile de aici vor suporta probabil bunătățiri, mi-am pus aici doar câteva exemple, ele vor conține pe cât posibil toate facilitățile și toate tipurile de atracții posibile pe care le sugerați, inclusiv dumneavoastră. Puteți să o faceți direct sau puteți să o faceți prin intermediul consultantului. Și vă recomand o relație strânsă cu o consultație, nu știu. Vedeți aici cum apare pe care nu mai detalii engleză. Pentru o astfel de ofertă. Deci și oferta este tradus. Absolut tot este tradus. Meniurile se traduc evident automat când se schimbă limba. În încheiere aș vrea să privesc, să trec prin câteva avantaje competitive pe care portalul nostru de are. Primul, așa cum deja am discutat, este că e în mai multe limbi, accesibil direct către clienții străini sau agențiile externe. Mai târziu, colegul nostru o să explice și importanța foarte mare a promovării pe internet. Cert este că în exteriorul României, turistul străin va avea la dispoziție informația în limba lui. Și asta este foarte important. Această informație va fi promovată pe internet în limba lui, astfel că căutarea va fi și găsirea va fi mult facilitată. Numai pensiuni, da? Deci promovare puternică și concentrată, obiectivul nostru este să avem prima pagina. Și am specificat la un moment dat, promovează zonele noi, neștiute, netradiționale. Ne gândim în mod serios cum să rezolvăm această problemă în mod optim. Oricum, turistul va avea la dispoziție informație despre zona și specificul acestei zone. Pentru că de fiecare dată caută un anume specific. Cam atât despre portal. Așa cum spunea și colegul meu, el este încă în lucru. Orice sugestie este binevenită din partea dumneavoastră sau prin intermediul consultanților. Și vă mulțumesc pentru atenție. Și vă invităm. Mulțumim și vă ajută. Să vină tot de la dumneavoastră. Vedeți că a apărut noua legere a parteneriatului public-privat, există și normele de implementare a acestei legi. Și cred că trebuie să veniți în întâmpinarea autorităților locale, pentru că autoritățile locale fie nu vor, fie nu interesează, fie au alte probleme, fie există totuși pe agenda lor, dar la un orizont de timp ceva mai îndepărtat, dumneavoastră trebuie să veniți cu soluția la pachet pe care să-i oferiți autorităților locale, sub forma acestor parteneriate public-private, care pot rezolva o parte din lucrările de infrastructură, nu neapărat cele de infrastructură mare, unde ele vedem mulți bani. Aș dori să analizăm în continuare un exemplu de succes. Avem alături de noi pe domnul Laurențiu Dragan. Este proprietarul pensiunii Mama Cozonacilor din Bran. Dânsul ne va împărtăși în câteva cuvinte povestea de succes acestei afaceri. Bună ziua!
ceea ce facem noi nu este cea mai de succes afacere. Departe ca pensiunea noastră nu a fost mai jos să primim etalona zonei. Pentru una zonei, pentru mine cel puțin, și poate să zic în argumentul meu, este locația în care ne aflăm acum. În același timp, calitatea serviciilor, poate că la mine nu e cea mai bună, la pensiunea noastră nu e cea mai bună, dar ne dăm silința. Încercăm să fim buni, să fim competitivi, să rămânem pe piață. Ceea ce însă vreau să vă spun că această întâlnire nu ar fi avut loc, dar acum 20 de ani, doamna Stoian, nu ar fi venit în zonă și nu ar fi aprins în noi dorința de a face ceva și de a exista viață după colapsul economic care a fost în anii 90, pe care îi vom spune mai departe. Practic, a dat o pâine zonei. Asta vreau să spun la început, iar apoi despre pensiunea mea, totul a început în anii 90, în urma închiderii întreprinderilor, a dispariției locurilor de muncă, când toată lumea dorea să facă ceva, să existe viața după comunism. Atunci, familia, din care face o parte, a dorit să facă pâine. Pentru că era nevoia primordială, ca să spun așa, a zonei. Din pâine s-au născut cozonacii. Aceștia au avut succes mai mare. Și a renunțat la pâine, am făcut cozonaci. Colindând zona cu acele produse de pastărie, cozonaci și plăcinte, am văzut că turismul este cel care câștigă în zonă și asigură un trai mai bun, o viață mai bună. Și ne-am axat pe această activitate. Așa, încât în 2001, am dat drumul unei pensiuni turistice, care prima oară a fost un motiv de a mă întoarce în zonă și de a continua activitatea părinților mei. Pentru că astfel, așa cum s-a spus și înainte, mulți tineri pleacă în zonă, că nu au ce să facă. A fost un motiv de a mă întoarce în zonă, iar acum a devenit un mod de viață. La început a fost dificil, încă mai este dificil, dar sunt un motiv și dăm înainte. În ceea ce privește pensiunea, este o pensiune mică, s-au pornit cu 5 camere, apoi 9 camere, în funcție de ceea ce viața a solicitat, sunt de conferințe, lucruri de joacă pentru copii, ne-am adaptat și am construit și am înlătățit locația cu locațiile cerute. Poziționarea ei este destul de fericită, sub munții Buceci, crovale de trasă, înconjurate de verdeață, acest lucru de asemenea ne-a ajutat în promovarea ei. Totodată, locația a beneficiat de unul dintre primele site-uri din zonă. În anul 2001 am cumpărat domeniul brandturism.ro pe care inițial am vrut să-l transformăm într-un portal, dar apoi am renunțat la idee și l-am lăsat doar site-ul pensiunii noastre. Am contat foarte mult, pentru că, așa cum am spus, nu prin locația deosebită sau prin dotările deosebite ne-am pus pe piață și ne-am menținut, ci prin noutățile pe care le-am introdus constant. Primul a fost site-ul, a doua oară a fost dotările de care dispune cardul, de toate sunt baie, sunt cu asemenea, doamna Diana poate continua acest lucru. Sală de mese, sală de cursuri, agrementul, așa cum se spune, este foarte important. Majoritatea oamenilor care vin în zonă doresc să-și petreacă timpul într-un mod plăcut. Doresc, în același timp, să descopere zona. Ne-am gândit să valorificăm tradițiile și obiceiurile zonei. Dansurile care sunt destul de fascinante și puțin exploatate, mai nou încep să fie din ce în ce mai promovate prin intermediul proiectelor care desfășoară în zonă, proiecte de dezvoltare, de promovare turistică, cum este la fundata, la promovarea acelor și obiceiurilor din zonă, care contribuie la promovarea și renașterea acestor obiceiuri. Portul, practic, tradițional, de asemenea, încercăm să-l promovăm. Bucatele, perfecuții la Porțap, știuți fiind faptul că zona noastră este o zonă a crescătorilor de animale. Avem foarte multe oi, brânză, prea puțin
promovate și valorificate. Sau nu sunt valorificate la adevărată lor valoare. Într-adevăr, nu avem infrastructură. Dar totdeauna, nu știu dacă am impresia că încercăm să vindem blaga ursului din pădure. Sunt oameni care tocmai asta apreciază, care vin să vadă, cum spune Wild România, România sălbatică. Cred că și dumneavoastră, dacă ați venit într-un mediu unde totul este perfect, iar mai este pus întotdeauna cu mașina de tuns gazonului, asfaltul nu are nicio crăpătură, și seara când am venit astfel pe o zi de umblat în oraș, nu mai e clar că fac tot. Deci, cum înțelegi la asta? Poate atunci când vin conceptul, vreți să și altceva. Ok, nu e acesta noi. Dar poate vezi și asta poate fi folosită. Ne vă spuneam de tradiții. Din păcate, turiștii nu sunt interesați de acest aspect. Dar să începem să vedem dincolo și să aducem și alți clienți care vor să vadă. Asta am încercat eu. Partea a reușit, dar mai multe lucruri pe acest palier. Focuri de tabără, loc de joacă pentru copii. Am încercat să implic pensiunea în evenimente culturale. Anul trecut am organizat un concert de muzică clasică la Castelul Vrani. Într-adevăr, efect publicitar aproape de zero. Efort foarte mare financiar, efort material foarte mare, sponsorizări pentru astfel de activități, însă anul ăsta se pare că voi câștiga ceva de anul trecut, pentru că la o solicitare a unor parteneri externi care m-au rugat să mă prezint, exact acest gen de activități i-a atras și a făcut să mă întrebe mai mult despre emisiunea. Am fost singurul care a oferit și așa ceva. Au fost niște participanți la un concurs de jazz care au făcut prestații gratuite prin zonă. Dincolo au fost niște castelul reprezentat la Castelul Vrani, au fost membrii de la Munții din Bor, care au sunt acolo un eveniment extraordinar la care am făcut promovare și am vândut bilete pe agenții de turism. Pachet, cazare, masă și participare la eveniment. Evenimente care le-am organizat de asemenea împreună cu Antrecu, Ziua Turismului Rural, în 2005. A fost o rampă de lansare, practic primul eveniment la care am participat și pe care l-am organizat. Și, într-adevăr, acela mi-a ajutat foarte mult. Fotografiile care au fost atunci m-au ajutat în promovare până acum. Se pot folosi de asemenea tradițiile de sărbători. Practic, toți vindem pachete de sărbători. Fără să luăm în considerare, în afară de cazare și masă, niciun element legat de această sărbătoare. Ok, de Crăciun mai vin colindători. Dar cam atât. Nu trebuie să se contează prin nicio pensiune ouă de Paște. Apoi, călăria. Puțin exploatată în zona la noi. Am încercat un experiment la un moment dat cu 9 cai. Dezastru total, fiasco. Cum am încercat de să vină cai. N-am acceptat de mâncare. Dar poate cineva are o idee mai sfârșnică și bună, ca să continue. Liber cu căruțe. Aveți o fermă, dacă încercăm să valorificăm resursele de produse animale. Pe clienții ducem tot prea urmă ei până aici să vadă ce frumos este, să vadă și aceste aspecte, paintball, ATV-uri, relaxare, munții, branul și cam atât. Sigur nu mai vreau să mai adaug. Anume că am încercat în permanență să relaționăm și să comunicăm cu ceilalți actori din industria ospitalității, pensiuni, agenții turism, tur operatori, autorități, autorități locale. Însă aici, cred că cu toții am avea de lucrat și am avea mult de câștigat dacă am găsit o metodă și un mod de lucru ca să fim eficienți. Viitorul, pentru mine, din păcate, fără perspective, mare rău să recunosc acest lucru. Speranța că vom colabora mai mult, că
că vom găsi acele căi să trecem peste această perioadă neagră, pentru majoritatea este, și să vedem și lumină. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș dori să dau cuvântul în continuare coordonatorul echipei de marketing de la noi, domnul Marian Gherghescu. Realizează împreună cu colegii dumnealui cercetarea de piață pentru acest proiect, de care vă vorbeam mai devreme. Dânsul ne poate spune câteva elemente de marketing care sunt utile și care le puteți aplica chiar și în această fază. Îl rog să facă o trecere în revistă a acestor instrumente pe care le aveți la îndemână și cu câteva exemple. Mulțumesc! Bună ziua! Avem un timp destul de limitat pentru această prezentare, vorbind de 20 de minute. O să încerc să trec foarte rapid prin câteva elemente teoretice pe care sunt convins că mulți le cunoaștem, dar e bine să ne prospătăm chiar. Și apoi ne vom lăsa pe câteva studii concrete de caz, din care sper să învățăm cum să folosim marketingul la concret pentru a ne crește gradul de încărcare. Am stat foarte mult spre etapă de zi și principala lor problemă este gradul redus de încărcare, ori în perioada de extrasezon, ori pe tot parcursul anului. Desigur, unii au și alte probleme și au presiuni încărcate, nu sunt într-o asemenea poziție, dar e o problemă dominantă și aș vrea să încercăm să o rezolvăm. Ultima rugăminte acum început, deși nu o să pot acoperi toate exemplele pe care le-am gândit, o să-mi dau toată silința, dar după prezentare voi invit pe toți managerii de pensiuni, proprietarii de pensiuni care aveți probleme concrete, idei concrete de marketing pe care vreți să le puneți în acțiune. Aș vrea să discutăm după eveniment și vă stau la dispoziție și chiar și după aceea pe telefon pentru orice fel de sfaturi, sugestii și simple părere. Să intrăm în partea teoretică. Ce este marketing? Suntem firme mici. La nivel de pensiuni vorbim cu câteva excepții de afaceri mici. Aș defini marketingul foarte simplu. Știința și arta de a convinge clienții să cumpere, de a convinge turiștii să vină în pensiunea noastră. Cum facem asta? Desigur, prin tehnici de marketing, mai mult sau mai puțin sofisticate. Nu să intrăm în părțile sofisticate ale marketingului, vom ține lucrurile foarte, foarte simple. Avem un, așa zis, buget de marketing. Mai mare sau mai mic. În cazul pensiunilor, el este de obicei foarte mic sau inexistent. Și atunci e foarte important să rămânem acești bani, să-i folosim cât mai inteligent posibil, cât mai eficient. Și de ce? Păi, în primul rând, sunt puțini, în al doilea rând, sunt pensiuni în anumite zone din ce în ce mai multe, deci concurența crește, cum e și zona asta. Și sunt și niște mutații în piața turistică prin faptul că puterea de negociere a clientului crește. El este într-o poziție din ce în ce mai favorizată și atunci noi trebuie să venim cu idei inteligente de marketing să-l facem să vină la noi, pentru că el e mai pretențios ca până acum. Putem porni de la, așa zisă, cercetare de piață. Practic, ce trebuie să știm despre dorințele clienților noștri? E foarte important să ne înțelegem clientul, turistul. Vrem să știm, vine pentru confort, vine pentru relaxare sau vine pentru trasee montane sau sporturi extreme? Este foarte important să aflăm asta, să cunoaștem turismul. Am discutat cu foarte multe pensiuni. Sunt unele care mă uimesc, mă impresionează prin nivelul la care au ajuns în înțelegerea clientului și în adaptarea serviciilor și abordării personale relaționale cu turiștilor. Sunt altele care, pur și simplu, așteaptă pasiv să le vină clienți și nu se preocupă foarte mult de înțelegerea acestor. Desigur, nu trebuie să scăpăm din vedere concurența. Este foarte important să stăm cu ochii pe concurență. Primul, pentru că putem învăța foarte mult de la concurență. Și aici nu mă refer doar la zona asta, pentru că și aici aveți pensiuni de succes, pensiuni mai puțin încărcate. Dacă sunteți în această situație, puteți să mai aruncați un an din ocrada vecinului, vedeți că tot timpul curtea e plină de mașini, puteți să vă puneți tot felul de întrebări,
și o să vă explic și cum puteți discuta cu turiștii lor și puteți întreba, măi, dar ce v-a atras la această pensiune? Sau puteți aplica o tehnică foarte simplă și facilă, de tip cumpărător misterios, puneți mâna pe telefon, sunați la pensiunea respectivă, vă prezentați ca și un potențial client și întrebați, măi, aș veni și eu în zona, dar ce nu veniți? Veți afla foarte multe, veți vedea cum ați reușit să-și convingă turiștii să vină, să-i atragă cu altceva decât va mea la cazare și masă. Dacă nu vă veți preocupa în sensul ăsta să înțelegeți ce face concurența cu succes, veți rămâne cu oarecum în urmă. Și în ultimul rând, trebuie să înțelegeți ce le ofertă și sezonalitatea pieței dumneavoastră. Este foarte important să știți că dacă sunteți o pensiune de agrement, există poate perioada de vârf vara, weekend-ul iarăși este o perioadă de vârf, dacă sunteți o pensiune de tranzit, sigur veți înțelege că uneori weekend-ul e o perioadă de încărcare scăzută, pentru că oamenii de afaceri sau reprezentanții de vânzări călătoresc mai puțin prin zonă în weekend. Câteva tehnici simple prin care ne putem documenta. Nu facem o cercetare de piață, care poate să se afluntului, dar aflăm, culegem informații relevante. Putem să citim studii acum disponibile pe internet. Sunt diverse informații utile în aceste studii. Important este să vă alocați timpul electorați. Puteți lua statisticile locale sau naționale, nu cele mai relevante, dar ca tendință o pot explica în anumite situații de ce poate aveți de suferit și aveți încărcare prea mică. Poate o problemă întregii piețe. Puteți discuta cu reprezentanții autorităților locale implicați în sector. Puteți discuta cu ONG-uri relevante pentru sectorul turistic. Dar cum vă spuneam, în primul și primul rând, observarea pensiunilor existente în zonă e o tehnică foarte bună. Discuțiile cu turiști, foarte importante. Am avut câteva discuții cu proprietari și astăzi de pensiuni, care m-au impresionat prin ceea ce făceau la capitolul relației cu clientul. Înțelegeau atât de bine clientul și își ajustau abordarea astfel încât să-i mulțumească și să îi atingă acolo unde simțeau ei că îi pot fideliza. Dacă nu vă simțiți confortabil cu astfel de discuții, nu e natura dumneavoastră, puteți lua un om mai tânăr, puteți să-l delegați, să zice că nu vi-l permiteți. Atunci puteți aplica o tehnică foarte simplă, un mini chestionar, banal, cu câteva întrebări esențiale. Cum v-ați simțit la noi? Ce v-a plăcut? Ce nu v-a plăcut? Ați mai venit? N-ați mai venit? Ne-ați recomandat sau nu altor prieteni? De ce? De ce da? De ce nu? Sunt lucruri banale. Foarte mulți turiști vor să vă ajute. Unii o fac proactiv. Au o problemă, vin la dumneavoastră și vă spun, domnule, uite, nu-mi place asta. Alții nu fac. Alții acceptă problema și zic, data viitoare nu mai cap pe aici. E foarte important să înțelegeți asta. Dacă veți avea un demers în sensul ăsta, veți înțelege mult mai repede și mult mai bine care sunt lucrurile pozitive, care sunt lucrurile negative, astfel încât să puteți să le folosiți în interesul dumneavoastră. Sigur, internetul este o resursă extraordinară. Am discutat despre anul cele ce urmează. Sunt niște oportunități fantastice în internet. Acum să aducem un concept oarecum teoretic, dar e bine de înțeles. Mixul de marketing. Sunt convins că nu știm ce este mixul de marketing tradițional cu cei 4P. Vorbim aici de produs, vorbim de preț, vorbim de plasare, de distribuție și vorbim de promovare. Bun, dar cum folosim asta? Că teoretic, acest ansamblu de elemente de marketing trebuie folosit în favoarea noastră, trebuie customizat, trebuie personalizat, astfel încât să ieșim în evidență, să facem lucrurile cât mai bine. Avem aici o schemă simplă prin care putem ajusta elementele de produs, dotări, facilități, putem lucra la tarife, putem face oferte, pachete speciale, putem diversifica oferta astfel încât clienții noștri să nu se plictisească, găsim diferite parteneriate, există poate un masor bun în zonă care face reflexoterapie, aveți poate clienți în anumit segment de vârstă care vin pentru beneficii de sănătate, relaxare, le puteți oferi un astfel de pachete, se pot face foarte multe lucruri doar gândindu-ne la aceste elemente ale marketingului. Sigur, putem lucra cu diferite agenții de turism, putem face un sistem de rezervare online, putem face parteneriate cu diferite persoane care ne pot aduce clienți. Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar pe timpul răposatului te așteptau oamenii cu cheile și acum se mai practică în anumite regiuni, îți flutură cheile pe stradă, taximetriștuți sugerează o pensiune. Toate acestea sunt elemente banale prin care puteți face astfel de parteneriate de tip canale de distribuție, de vânzări. Acel taximetrist care poate prea foarte mulți turiști, care aterizează în gara Brașov, să spunem,
vă pot aduce foarte mulți clienți. Uitați o comision, nu e mare lucru, aveți perioade de încărcare limitate, nu v-ar deranja să-i dați acolo 10-15% și să vă aducă niște turiști din când în când. Cu cât aveți mai mulți, poate mai bine. Deci trebuie să vă gândiți, să vă preocupați. Marketingul este cu atât mai eficient cât îl faceți ca și o preocupare permanentă. Dacă îl faceți din când în când, veți avea anumite salvă. Sau poate nu veți avea deloc, că faceți prea puțin. Dacă însă vă preocupați tot timpul de marketing și faceți aceste parteneriate, cum spuneam, pe termen lung, oferte promoționale pe termen lung, vă înțelegeți clientul și acționați în relația cu el pe termen lung, veți avea de câștigat din ce în ce mai mult, pentru că beneficiile vor fi cumulative. Deci e bine să vă alocați timp pentru marketing. Foarte puțin oameni își alocă oameni de pensiune, timp pentru marketing și se plâng. Dom'le, ori n-am bani, ori n-am timp. În privința banilor, o să ne referim în ceea ce privește câteva tehnicitoare de încărcare a pensiunilor. Că dacă vă încărcați mai bine, pensiunea veți avea și bani. Da? Deci așa rezolvă problema. În ceea ce vește lipsa timpului, aici ține de abordarea fiecăruia și cred că e o scuză universală pe care o folosim cu toții și la trebuie să mai folosim. Când nu vrem să facem ceva, dar avem timp. Nu e chiar așa. Trebuie să ne preocupăm și vom găsi timp. Acum, internetul punctual. De ce așa e important? Păi și în primul rând, din ce mai mulți oameni folosesc internetul în România? Este un mediu în care ne regăsim cu toții. Ne alocăm timp din ce mai mult pe internet. Este ieftin. O să vedeți câteva tehnici gratuite de promovare online pe care vă puteți încărca pensiunile. Este accesibil și ușor de învățat. Vorbind de, să spunem, în vârsta în accepțiunea noastră și poate prea bătrân pentru a accesa internetul, nu este așa. Este foarte accesibil și vă captivează, dar trebuie să încercați și trebuie să dacă nu mai plecați de acolo. Ocuparea geografică este fantastică. Vorbea cu o pensiune care își făcuse un site, nu și promovase foarte mult, și s-a trezit cu un grup de japonezi la poartă. Cum? Niciun fel de telefon, a avut norocul că era liber și a putut să-i caseze, dar surprizele pot fi fantastice, puteți atrage clienți din diferite zone ale globului fără să vă fi alocat bugete semnificative în acest sens. Sigur, o pagină de internet vă crește credibilitatea. Sunt clienți care nu vin la anumite pensiuni pentru simplu motiv că nu aveți o pagină dedicată de internet. Ei gândesc așa, bune, dacă nu și-am permis o pagină banală de internet, cu câte ori pentru că fie o deschidere de cetă, înseamnă că sunt scăpări și pe alte zone. Nu și-am permis multe alte chestii. Deci trebuie să învățați să înțelegeți cum gândește clientul. Bun, discutăm cu el. Discutăm cu clienții pentru că-ți dea seama cum gândesc și cum decid ei în ce pensiune să meargă și pe care să repite. Iată și alte câteva metode ieftine concrete. Intrați pe portalul meu de turism. Ele reunesc, atrag interesul turiștilor și sunt foarte bine optimizate pentru motoarele de căutare. E bine să fiți acolo. Sunt diverse exemple, le găsiți pe Google. Puteți să vă optimizați acel site de internet. Nu e așa simplu să faci un SEO bun, o optimizare pentru Google. Dar ce lume mi-a dat? Sunt experți. Bun, la nivel național, sunt și experți, poate mai puțin bun, dar mult mai ieftin, mult mai accesibil, la nivel local. Faceți cu ei parteneriate. Faceți cu ei parteneriate de tip win-win. Dom'le, te plătesc la succes. Mi-aduci clienți, îmi încași pensiunea, văd că vin de acolo, de pe site pe care tu mi l-ai optimizat. Ok, îți plătesc un comision mult mai mare. Nu mi-aduci, te plătesc mai puțin. Deci încercați să găsiți o cale prin care să faceți această optimizare, pentru că v-a ajutat foarte mult. Sigur, sunt campanii de tip Google Ads, prea trebuie să intrăm aici, putem discuta după aceea. Sunt campanii de e-mailing. Acum, trimiterea de mesaje promoționale, de oferte speciale prin e-mail. Trebuie să avem către cine să facem. Am discutat cu foarte mulți proprietari de pensiune într-o adună. Aveți o bază de date cu toți clienții care v-au trecut. Dar foarte puțini au astfel de bază de date și foarte puțini au de la bun început. Unii se trezesc după câțiva ani bun să facă acest demers. Este foarte important să știți cine v-a trecut pragul. Dar e cel mai ușor de atras client pentru dumneavoastră. El a venit deja la dumneavoastră, a avut experiență cu dumneavoastră, ceva l-a atras la dumneavoastră. Este mult mai ușor să vinți în mod repetitiv către un client existent decât să atragi un client nou.